profunde, noi considerăm că clasa politică din Republica Moldova s-a descreditat, în mod special cea de la guvernare, s-a descreditat că alegerile ar fi unica modalitate pentru a readuce legalitatea în capul procesului politic din Republica Moldova și, pornind această analiză a noastră, ne declarăm că vom merge în opoziție față de orice candidat, fiindcă asta ar însemna într-o măsură sau alta, majoritatea care, iată, s-a clădit, se clădește și așa mai departe. Deci și față de domnul Păduraru? Și față de domnul Păduraru ne declarăm în opoziție, fiindcă maniera în care a fost desemnat, lipsa oricărei majorități, doar denotă că e un exercițiu teoretic care nu are nimic comun cu situația reală, cu așteptările cetățeanului, cu un angajament foarte puternic.